În continuare vom rezolva exerciții de tip grilă pentru subiectul 1 din examenul de bacalaureat. Mai întâi, considerăm numărul alfa e radical din 2 plus radical din 3 și trebuie să calculăm partea întreagă a lui alfa. Știm că radical din 2 este aproximativ 1,4142, adică este cuprins între 1,4 și 1,5. De asemenea, radical din 3 este cuprins între 1,7 și 1,8, ceea ce înseamnă că suma lor, adică alfa, este cuprins între 1,4 cu 1,7, 3,1 și 1,5 cu 1,8, 3,3. Așadar, 3 e mai mic decât 3,1, deci e mai mic decât alfa, care la rândul său e mai mic decât 3,3, deci e mai mic decât 4. Prin urmare, partea întreagă a lui alfa este 3, deoarece numărul alfa este cuprins între 3 și 4. În continuare, să considerăm exercițiul 2, în care ni se cere mulțimea soluțiilor ecuației, parte întreagă din x plus 1 este 2. Variantele de răspuns sunt mulțimea formată din elementul 1, partea întreagă a lui 1 plus 1, este partea întreagă a lui 2, deci e 2, ceea ce înseamnă că 1 este soluție, dar 1 se află în fiecare dintre următoarele mulțimi. De exemplu, a doua mulțime posibilă e cea formată din elementele 1 și 2. Și întrucât parte întreagă din 2 plus 1, parte întreagă din 2 plus 1, este parte întreagă din 3, adică 3, obținem că 2 nu este soluție. Din moment ce 2 nu este soluție, înseamnă că nu ne convin nici cazul B și nici cazul C. Și atunci trebuie să alegem dintre A și D. Să încercăm dacă D o fi soluție. Nu putem încerca toate numerele din intervalul 1-2, însă putem să alegem x egal cu 3 pe 2. Și întrucât 3 pe 2 plus 1 este 1 plus 1 pe 2, acesta este 3 pe 2, are un întreg și jumătate, plus 1, deci e parte întreagă din 2 plus 1 pe 2, obținem că acesta are partea întreagă 2, ceea ce înseamnă că și 3 pe 2 e soluție. Așadar, 1 este soluție, 3 pe 2 este soluție, ceea ce înseamnă că alegem grila D. Deoarece mulțimea soluțiilor nu este formată doar din elementul 1. Atunci când avem de rezolvat o problemă tip grilă, putem să verificăm pur și simplu soluțiile propuse. În cazul de față, prin eliminare, am ajuns la concluzia că mulțimea soluțiilor e formată din toate numerele din intervalul 1-2. Am fi putut să rezolvăm ecuația, parte întreagă din x plus 1 este 2. În primul rând, am fi scos întregii din partea întreagă, partea întreagă a lui x plus 1 fiind partea întreagă a lui x plus 1. Și atunci obținem ecuația echivalentă, partea întreagă a lui x e 2 minus 1, adică 1. Ceea ce înseamnă că x trebuie să se afle între 1 și 2. Dar, atâta timp cât avem de rezolvat un exercițiu de tip grilă, cel mai simplu este să verificăm mental soluțiile. Evident, nu este nevoie să scriem aceste calcule pe foaia de examen. Pe foaia de examen trebuie să încercuim doar grila. Așadar, și pentru primul exercițiu și pentru al doilea exercițiu, răspunsul corect este sub punctul D. În primul caz reținem că radical din 2 e aproximativ 1,4142 și radical din 3 e aproximativ 1,7320. Iar pe de altă parte, în al doilea caz, reținem că partea întreagă a lui x plus n este n plus partea întreagă din x pentru n număr întreg. Așadar, întregii ies din partea întreagă. În privința părții fracționare, știm că partea fracționară a lui x plus n e partea fracționară a lui x pentru orice valoare întreagă a lui n. În continuare, aș dori mai întâi să negăm propoziția soarele răsare în fiecare zi. Trebuie să stabilim dacă propoziția obținută prin negare este
soarele nu răsare, sau soarele răsare noaptea, sau în unele zile soarele nu răsare, sau soarele nu răsare ziua. Opriți filmarea și încercați să stabiliți care propoziție este negata lui P. Pentru a obține negata propoziției P, mai întâi vom rescrie propoziția P utilizând simbolurile matematice. Propoziția P ne spune că soarele răsare în fiecare zi. Așadar, oricare ar fi ziua, soarele răsare. Negata propoziției P se obține transformând oricare în există, deci există zi astfel încât soarele nu răsare. Transformăm oricare ar fi în există și negăm verbele. Așadar, există zi astfel încât soarele nu răsare. În limbaj obișnuit, aceasta înseamnă că în unele zile soarele nu răsare. În unele zile soarele nu răsare. Deci sub punctul C ne prezintă varianta corectă. Destul de simplu, nu? În continuare, să ne ocupăm de următorul exercițiu care ne spune că la un test grilă se dau 6 probleme cu câte 4 variante de răspuns. Întrebarea este în câte moduri poate fi completată grila. Așadar, avem 6 întrebări și fiecare întrebare poate fi completată în 4 moduri, deoarece putem alege, de exemplu, A, B, C sau D. Fiecare dintre cele 6 grile poate fi completată în 4 moduri. Ceea ce înseamnă că, în total, putem completa grila în 4 ori 4 ori 4 de 6 ori, în 4 la a 6-a moduri. Întrucât 4 la a 6-a este 2 la a 2-a, totul la a 6-a, adică 2 la a 12-a, va fi 2 la a 10-a ori 2 la a 2-a. Aceasta deoarece știm că 2 la a 10-a este 1024, deci pică deja sub punctul A, ca și sub punctul D de altfel, ori 4. Și atunci am rămas cu 4096. Deci sub punctul corect este B. În continuare, să determinăm mulțimea numerelor naturale cu proprietatea că 1 pe 2 în minus 1 este număr întreg. Într-adevăr, la grile nu am putea să întâlnim un astfel de exercițiu fiind caracteristic clasei a 8-a. Pe de altă parte, avem nevoie să determinăm mulțimile de această formă pentru subpunctele din subiectul 2, unde este posibil să ne întâlnim cu astfel de situație. Este posibil să trebuiască să determinăm numerele naturale sau întregi, pentru care o expresie de formă 1 pe 2 în minus 1 sau 2 în plus 1 pe 3 în plus 1 este număr întreg. Hai să vedem. În cazul în care am avea de rezolvat un exercițiu de tip grilă, evident, vom verifica soluțiile propuse. Pentru x egal cu 0, 1 pe 2 ori 0 minus 1, 1 pe 2 ori 0 minus 1, este minus 1 și aparține lui z și întrucât 0 este număr natural, s-ar putea aceasta să fie mulțimea soluțiilor. Mergem mai departe. Pentru 1, pentru n egal cu 1, 1 pe 2 ori 1 minus 1 este 1 pe 1, adică 1, aparține lui z. Înseamnă că și 0 și 1 sunt soluții. Ceea ce înseamnă că s-ar putea sub punctul C să fie mulțimea soluțiilor. Atenție! Mai avem sub punctul D care ne spune că mulțimea soluțiilor ar fi infinită. Știm din experiență că mulțimea soluțiilor este finită. Sau, întrucât 2n minus 1 trebuie să fie un divizor al lui 1, înseamnă că 2n minus 1 poate să ia doar un număr finit de valori, ceea ce înseamnă că sub punctul de mic nu este soluția căutată. Pe de altă parte, am putea să determinăm efectiv mulțimea A.
Nu este foarte dificil, nu-i așa? Cum facem acest lucru? Păi ne folosim de faptul că 1 pe 2 în minus 1 este număr întreg dacă și numai dacă 2 în minus 1 îl divide pe 1 și atunci 2 în minus 1 trebuie să fie printre divizorii lui 1. Deci 2n minus 1 poate fi minus 1 sau 1, ceea ce înseamnă că 2n poate fi 1 minus 1 face 0 și 1 plus 1 face 2. Prin urmare, n poate fi doar 0 sau 1. Într-adevăr, nu este dificil să rezolvăm un astfel de exercițiu. S-ar putea să preferați metoda a doua. Cu toate acestea, un astfel de exercițiu se rezolvă mental. E foarte simplu să observăm că 0 este soluție, 1 este soluție. Datorită experienței de până acum, știm că această mulțime nu este infinită și atunci nu putem alege altceva decât sub punctul C. Hai să vedem în continuare. Avem aceeași problemă, doar că mulțimea A este mulțimea formată din numerele întregi cu proprietatea că 2 în plus 1 pe 3 în plus 1 este număr întreg. Variantele sunt asemănătoare și atunci începem cu 0. 2 ori 0 plus 1 supra 3 ori 0 plus 1 este 1, aparține lui Z, ceea ce înseamnă că 0 este soluție. Prin urmare, C nu este soluția căutată, mulțimea soluțiilor nu poate fi mulțimea vidă. De asemenea, întrucât N este număr întreg, pe minus 2 pe 3 nu-l mai verificăm, deoarece nu aparține lui Z, și întrucât mulțimea soluțiilor nu este formată dintr-un număr infinit de elemente, știm de la început că A ar fi mulțimea soluțiilor. Pentru mai multă siguranță însă putem oferi metoda a doua. Cum procedăm pentru a determina mulțimea A? Destul de simplu. Știm că 2n plus 1 pe 3n plus 1 este număr întreg dacă și numai dacă 3n plus 1 îl divide pe 2n plus 1. Aceasta deoarece și 3n plus 1 și 2n plus 1 sunt numere întregi. Pe de altă parte, mai știm că 3n plus 1 îl divide pe 3n plus 1 și atunci vom elimina n din cele două relații. Din prima, dacă 3n plus 1 îl divide pe 2n plus 1, înseamnă că 3n plus 1 îl divide pe de 3 ori 2n plus 1, adică 6n plus 3. Iar din a doua, prin înmulțire cu 2, obținem că 3n plus 1 îl divide și pe de 2 ori 3n plus 1, adică 6n plus 2, ceea ce înseamnă că 3n plus 1 divide diferența celor două numere, 6n plus 3 minus 6n plus 2 este 1, deci 3n plus 1 este un divizor al lui 1. 3n plus 1 este un divizor al lui 1, ceea ce înseamnă că, exact ca mai devreme, 3n plus 1 poate fi minus 1 sau 1, ceea ce înseamnă că 3n poate fi minus 1 minus 1, adică minus 2, sau 1 minus 1, adică 0. Prin urmare, n poate fi minus 2 pe 3 sau 0 pe 3. Dar n este număr întreg, înseamnă că n trebuie să fie 0. Unica soluție, deci sub punctul căutat, este A mare.